Doamnelor, domnilor, bun găsit! Sunt Veronica Leșco și urmăriți în continuare cele mai importante evenimente ale zilei, atât din țară cât și de peste hotare. Să vedem titlurile ediției. Gazul se ieftinește cu peste 3 lei. Consumatorii casnici vor achita pentru un metru cub de gaze 13 lei și 39 de bani. Transportatorii anunță că vor bloca mai multe rute naționale și internaționale. Mai multe detalii vedeți în continuare la știri. Fără ajutorul SUA, Ucraina ar fi nevoită să aleagă ce orașe să protejeze. Vedeți cui aparține declarația la rubrica Știri Externe. Circa 100.000 de pasageri au fost afectați de greva organizată de angajații serviciilor la SOL ai celei mai mari companii aeriene germane. Gazul se ieftinește cu peste 3 lei. Consumatorii casnici vor achita pentru un metru cub de gaze 13,39 de lei fără TVA. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat proiectul în ședința de miercuri în urma unei solicitări din partea Societății pe Acțiuni Moldova Gaz către ANRE. Noul tarif va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Se aprobă prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către SA Moldova Gaz anumitor categorii de consumatori finali în contextul obligației de serviciu public, conform punctului 1 din anexa la prezenta hotărâre. Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, numărul 312 din 7 iunie 2023, se abrogă. Supun votul acest proiect de hotărâre, rog să votăm. Mulțumesc, votul unanim, hotărârea a fost aprobată. Fericitări la toată lumea care a muncit. Reamintim că Moldova Gaz a înaintat către ANRE pe data de 26 ianuarie o cerere privind micșorarea tarifului la gaz. Conform unui comunicat de presă emis de Moldova Gaz, principalii factori care au determinat necesitatea revizuirii tarifelor sunt reducerea semnificativă a prețurilor de achiziție pentru gaze naturale pe spotul olandez TTF, precum și o diminuare pronunțată a componentei de corectare privind venitul reglementat al furnizorului, devierile tarifare pentru anul 2023. Ultima dată prețul pentru gaz a fost redus în luna iunie 2023, atunci când ANRE a aprobat un tarif mai mic decât cel solicitat de Moldova Gaz pentru gazele naturale. În prezent, pentru un metru cub de gaze naturale, consumatorii casnici achită un preț de 16,73 lei fără TVA sau 18 lei și 7 bani cu TVA inclus. Transportatorii rutieri din Republica Moldova au anunțat suspendarea tuturor rutelor internaționale și regionale în perioada 27-29 februarie, în semn de protest față de poziția guvernului care, potrivit lor, nu răspunde pozitiv solicitărilor acestora. Informația a fost confirmată pentru postul nostru de televiziune de către președintele Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, Oleg Alexa. Reacția care vine de la guvern ar fi că, uite, cei care protestează sunt cei care doresc să păstreze regulile vechi, să lucreze conform regulilor vechi. Dar, de fapt, cerința noastră de bază care ei se facă nu aud este că ei să adopte norme europene. Ori normele europene în domeniul transporturilor nu au cum să păstreze regulile vechi, dar tocmai sunt acele care transporturile pot să le duc spre viitor. Amintim că anterior, purtătorul de cuvânt al Ministerului Infrastructurii, într-un comentariu pentru postul nostru de televiziune, a declarat că motivul protestelor nu este clar pentru angajații Ministerului, iar deputatul PAS, Radu Marian, a scris pe pagina sa de pe rețelele de socializare săptămâna trecută că legea care modifică codul transporturilor auto va face transportul în comun mai sigur pentru cetățeni și va oferi călătorilor mai multe opțiuni de deplasare. Unii fermieri care nu s-au supus somațiilor poliției au fost sancționați cu amenzi, o spune ministrul afacerilor interne Adrian Efros, care susține că atunci când agricultorii au blocat unele puncte de trecere a frontierei, s-au încălcat unele linii roșii. Între timp, miercuri, fermierii urmau să se întâlnească din nou cu ministrul de ramură, dar întrevederea a fost anulată pentru ziua de vineri. Fermierii au anunțat între timp că ar putea ieși din nou la proteste în cazul în care soluțiile oferite de autorități nu vor satisface așteptările agricultorilor. Noi toți am insistat să fie întâlnirea, dar răspuns oficial. Ceea ce vedem noi așa, din discuția colegii, asta este iarăși o tactică de-a lor de a trage de timp,
de a obosi oamenii de asta în stradă, dar vreau să spun chestia ta, greșesc pentru ei, noi cred că să luăm altfel decizii, nu ne uităm la ei, dacă bolea nu poate hotărâ întrebările, lasă ea să Recean, Grosu, să-și asume. Noi nu am cerut că gata, astăzi trebuie să avem hotărâri, gata, trebuie să fie rezultat. Noi am cerut ca ei să-și asume niște responsabilități. Ei nu vor lucrul ăsta. Dar dacă nu vor, înseamnă că noi vom recurge la... Mai mult ca sigur că vom recurge de mâine la acțiuni, la protest. La rândul lor, reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare au explicat că la baza amânării discuției stau factori obiectivi. Motivul amânării este necesitatea de a acorda timp suplimentar pentru analize detaliate și pentru a permite tuturor instituțiilor implicate să abordeze amplu solicitările agricultorilor. Această decizie a fost comunicată și reprezentanților Asociației Forța Fermierilor, care sunt în mod direct implicați în aceste discuții. Rămânem deschiși pentru orice întrebări sau solicitări suplimentare pe care le aveți referitor la acest subiect. Între timp, ministrul Afacerilor Interne, Adrian Efros, a anunțat în cadrul unui interviu recent că mai mulți fermieri care au protestat săptămâna trecută au fost amendați. Atât timp cât protestele sunt organizate și desfășurate cu respectarea legislației în vigoare, atunci poliția doar monitorizează și asigură buna desfășurare a acestor proteste. Însă poliția nu va... Tolera, foarte corect, nu va tolera niciodată când se trece peste limita legislației. Și blocarea traseilor s-a trecut această limită și noi, evident, inițial am avertizat verbal fermierii de a lăsa liber accesul către punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni-Albița. Cineva a dat curs acestor somații, cineva nu. Ulterior au fost documentați și au fost sancționați în conformitate cu legislația în vigoare. Amintim că în urma discuției de marți a agricultorilor cu autoritățile de profil s-a luat decizia ca începând cu data de 1 martie, producătorii de cereale care au înregistrat pierderi din cauza crizelor din ultimii ani vor putea solicita un credit agricol de urgență, care le va permite să înceapă sezonul agricol de primăvară. Astfel, întreprinderile micro și mici vor putea beneficia de credite de până la 500.000 de lei, cu o garanție de 90% din partea statului. Creditele vor fi oferite de toate cele 11 bănci licențiate din țară și vor putea fi utilizate pentru a procura semințe, combustibil, fertilizanți, pentru a achita serviciile mecanizate în agricultură și muncitorii. Guvernul Republicii Moldova recunoaște problemele cu care se confruntă agricultorii, producătorii de cereale și de fiecare dată a venit cu măsuri concrete de suport. Deja au fost alocate peste 50 de milioane de lei din fondul de intervenție a guvernului pentru a compensa pierderile agricultorilor în urma secetei. Organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului va analiza dosarele depuse până la data de 31 mai curent. Marți, Blocul Comuniștilor și Socialiștilor a organizat un protest în fața clădirii guvernului. Reprezentanții și susținătorii partidelor de opoziție au scandat sloganuri precum „Nu mai jefuiți pensionarii, opriți genocidul social” și au cerut demisia cabinetului de miniștri. Potrivit protestatarilor, în ultimii 3 ani, viața în țara noastră a devenit insuportabilă, iar populația în vârstă a simțit cel mai mult povara creșterii prețurilor. Oamenii trăiesc la limită, în pragul sărăciei. Oamenii primesc facturi și se stresează, au infarct, pentru că după ce își trăiesc viața, câștigă o pensie maximă de 3.000 de lei, iar factura primită este de 4.000-5.000 de lei, doar pentru încălzire. Acesta este pur și simplu genocid. Rezultate pravlenie vidni vacruc nas.
Rezultatele guvernării lor sunt vizibile peste tot în jurul nostru, în primul rând portul Giurgiulești, care a fost dat degeaba. Calea ferată, care a fost adusă aproape de distrugere, o vor împărți pur și simplu și o vor da în mâini greșite. Acestea sunt întreprinderi de stat, acele zone care trebuiau să aducă bani la bugetul nostru, bani care ar fi putut fi alocați sferei sociale. На социальную сферу. Вы подняли судьям на 250%. Ați crescut cu 250% salariile judecătorilor de la 37.000 la 120.000 de lei. Mă refer la judecătorii de la Curtea Constituțională, pentru că sunt oameni buni, nu? Ați majorat salariile miniștrilor cu 394% de la 19.000 de lei la 75.000 de lei, inclusiv bonusurile, iar în anul 2021, cu o inflație de 14%, ați crescut pensiile cu 12%, adică de 3 ani avem inflația, așa cum spune ministrul finanțelor, 48% per total, și ați indexat pensia cu 31%. Voi credeți că este corect? Уважаемые, вы считаете это правильно? Товарищи! Tovarăși, cei care sunt la putere, ascultați-ne, vedeți-ne, așa nu mai poate continua. Так больше нельзя. Am contactat administrația prezidențială și guvernul pentru un comentariu referitor la protestul organizat de BCS, dar până la difuzarea acestui material nu am primit un răspuns din partea reprezentanților acestor instituții. Reamintim că săptămâna trecută a avut loc un protest similar în fața Cabinetului de Ministri, iar administrația prezidențială a refuzat să comenteze declarațiile făcute în timpul mitingului. Totodată, reprezentanții guvernului au remarcat că executivul lucrează constant pentru îmbunătățirea nivelului de trai al populației. Guvernul, la rândul său, continuă misiunea de a contribui la îmbunătățirea condițiilor de viață prin programele și acțiunile lansate. Nu ne dorim politizarea subiectelor atunci când ne gândim la interesele cetățenilor și invităm toți actorii în societate să contribuie cu soluții concrete în beneficiul oamenilor. Guvernul a aprobat acordarea unui nou lot de asistență umanitară Ucrainei. Lotul va fi transportat cu ajutorul angajaților Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Valoarea bunurilor este de peste 4,9 milioane de lei. Ajutorul umanitar este compus din bunuri necesare domeniului energetic, celui medical, cum ar fi sisteme pentru transfuzia sângelui și dezinfectanți, dar și alimente sub formă de conserve. Pentru asigurarea acordării ajutorului umanitar din Fondul de Rezervă a Guvernului, se va aloca Ministerul Afacerilor Interne mijloace financiare după cum urmează. Pentru acoperirea cheltuielilor de transport ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, suma de 101.510 lei și pentru completarea rezervelor de stat și de mobilizare cu bunuri materiale, suma de 4.907.300 lei. Urmare aprobării proiectului, Republica Moldova va asigura intervenirea operativă în acordarea ajutorului umanitar Ucrainei, care este afectată de conflictul armat. Vreau să mulțumesc Ucrainei și ucrainenilor pentru curaj și pentru faptul că apără Republica Moldova, dar și o bună parte din Europa de Est. Totodată, în cadrul ședinței de miercuri a fost aprobat un acord de ce se referă la cooperarea în domeniul securității sociale dintre țara noastră și Letonia, documentul fiind semnat la Bruxelles în luna decembrie a anului 2023. Un alt tratat vizează cooperarea în domeniul apărării cu autoritățile franceze. Prezentul acord prevede extinderea activităților în care se va realiza cooperarea dintre părți, stabilite prin acordul semnat în 1998, printre care domeniile politică de apărare, formarea personalului, misiuni și operații internaționale, controlul și gestionarea spațiului aerian, sprijinul logistic, tehnologii informaționale și telecomunicații militare, precum și altele. Concomitent, documentul acordă posibilitatea utilizării unor mecanisme și platforme noi de cooperare prin desfășurarea activităților comune în cadrul programelor și inițiativelor internaționale. Guvernul a desemnat un nou operator al pieței de energie electrică din Republica Moldova. Este vorba despre operatorul pieței de energie M, SRL Opem, o filială a SA Opcom din România.
Reprezentanții guvernului susțin că desemnarea OPM va contribui la funcționarea eficientă a pieței de energie electrică și la creșterea încrederii investitorilor. Totodată, operatorul va promova transparența și concurența pe piața de energie prin aplicarea unor reguli corecte și echitabile, ceea ce va contribui la formarea unor prețuri mai competitive pentru consumatori. Așa cum cunoașteți, în 2022 s-a făcut sincronizarea sistemelor electroenergetice a Moldovei și Ucrainei cu sistemul continental european, după care am fost introdus piața de echilibrare. Uite că a venit timpul să avem și o bursă de energie în Republica Moldova. Și operatorul pieței organizate, îl desemnăm compania, operatorul pieței de energie M, care este o subsidiară, o companie fiică a bursii de energie OPCOM din România. Acest lucru va facilita la fel inclusiv cuplarea pieților și integrarea pieței Republicii Moldova în piața energiei electrice din Uniunea Europeană prin România. Cu această ocazie o să mulțumesc Guvernul României pentru ajutorul acordat în domeniul securității energetice a Republicii Moldova. Executivul a aprobat și un proiect de lege pentru modificarea codului muncii, care asigură armonizarea cadrului normativ național cu standardele Uniunii Europene și internaționale în domeniul muncii. Modificările la codul muncii se axează în special pe trei direcții importante, susține ministrul de resort. Prima fiind diminuarea fenomenului de exploatare prin munca copiilor. Proiectul oferă mai multă claritate cu privire la muncile ușoare și introducerea contravențiilor în utilizarea muncii copiilor în mediul de muncă informal. Totodată, proiectul oferă o claritate mai mare și simplifică unele procese de muncă, precum ar fi munca în schimburi și procesul de atragere la muncă suplimentară a salariaților. Și, în al treilea rând, proiectul propune complementarea codului muncii cu un articol nou care prevede că salariații vor putea beneficia de un concediu neplătit cu o durată de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic pentru îngrijirea unei persoane care locuiește în aceeași locuință cu salariatul. De asemenea, guvernul a avizat un proiect care prevede că, începând cu luna martie a acestui an, anumite categorii de persoane vor primi alocații lunare mai mari cu 250 de lei. De aceste resurse vor beneficia participanții la cel de-al doilea război mondial, copiii acestora, foștii deținuți în lagărele de concentrare, dar și alte categorii de cetățeni. În total este vorba despre aproximativ 470 de persoane. Republica Moldova și România deocamdată doar discută despre posibilitatea introducerii unei proceduri unice de verificare a documentelor privind trecerea frontierei la punctele de control comune. Ministrul de Interne Adrian Efros a făcut declarația într-un interviu pentru presă, în cadrul căruia a explicat principiul controlului general la punctul Leușeni-Albița. Trebuie să facem diferența între control comun și control coordonat. Controlul comun prevede ceea ce avem acum la Leușeni-Albița. Controlul coordonat este verificarea doar o singură dată a pașapoartelor și a unității de transport. Suntem în negocieri cu partea română, sunt niște momente pe care trebuie să le depășim din punct de vedere legal. În contextul că România este membră deja a Uniunii Europene, noi suntem doar țară candidat. Sperăm foarte mult să depășim aceste momente și să avem aceste puncte de trecere a frontierei coordonate. Cât despre cazurile de prăbușire a dronelor în sudul țării, în apropierea graniței moldo-ucrainene, șeful Ministerului Afacerilor Interne a spus că pe aceste fapte a fost deschis un dosar penal și că fermierii de pe acele terenuri agricole nu sunt în pericol, astfel încât pot începe munca de primăvară în câmp. Aceste fragmente de drone, într-adevăr, sunt fragmente ca rezultat a atacului regiunii Izmail, Ren, distruse de sistemele antiaeriene a Ucrainei și în derivă au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova. Până la moment, dacă spațiul aerian a rămas deschis, acest lucru înseamnă că riscurile sunt minime și spațiul aerian al Republicii Moldova este sigur pentru aeronautica civilă.
Totodată, Iefros a comentat și scandalul dispariției celor peste 3.000 de cartușe în Brigada Forțelor de Poliție cu destinație specială Fulger. Atunci, potrivit ministrului, a fost creată o comisie care efectuează inspecții ale munițiilor și armelor în toate unitățile individuale ale Ministerului Afacerilor Interne. Astfel, ancheta cu privire la cutie cu nisip în loc de cartușe este în desfășurare de 2 săptămâni. Încă nu avem rezultatele, dar evident suntem foarte interesați să identificăm acea perioadă când au fost sustrase, pentru că muniția este veche, ea a fost adusă în 1992, pe timpul conflictului armat de pe Nistru, și nu excludem că de atunci poate să fie, dar ancheta ne va arăta, fiindcă lada era sigilată. Ministrul Afacerilor Interne a vorbit și despre modul în care instituția pe care o administrează gestionează problema deficitului de cadre. Am reușit anul acesta să mărim valoarea de referință salarială de la 1.900 de lei la 2.300 și pentru subofițeri și pentru ofițeri. Înseamnă că un ofițer începător primește puțin peste 10.000 de lei, când avea 8.000 de lei. Un subofițer primește peste 7.500 de lei. În general, la funcțiile de execuție inițiale s-a mărit salariul cu 2.000-2.500 de lei. Am găsit soluții de a majora salariul efectivului din Ministerul Afacerilor Interne și a stopa acea fluctuație de personal care până anul acesta a fost foarte mare. Adrian Iefros a remarcat că, în pofida creșterii salariilor pentru angajații MAI, instituția continuă să se confrunte cu un deficit de personal și pune la dispoziție zeci de locuri vacante. Agenția Proprietății Publice a prezentat noul calendar al procesului de organizare a licitației publice privind spațiile comerciale cu destinația de alimentație publică și comerț specializat pentru zona sterilă din incinta aeroportului internațional Chișinău. Anunțul a fost făcut de către ministrul Andrei Spânu pe pagina sa de Telegram. 21 februarie, 4 martie, pregătirea documentelor de inițiere a licitației cu asigurarea tuturor rigorilor legale. 4 martie, plasarea anunțului de inițiere a licitației. 11 martie, start al procedurii de depunere a ofertelor. 25 martie, ora 17:00, termenul limită de depunere a ofertelor. 26-28 martie, examinarea dosarelor cu oferte de participare la licitație. 29 martie, desfășurarea publică a licitației cu strigare și anunțarea rezultatelor finale. Amintim că la data de 19 februarie a fost anunțată anularea concursului organizat de APP pentru închirierea spațiilor comerciale la aeroportul internațional Chișinău. Atât ministrul Spânu, cât și premierul Dorin Răcean au făcut trimitere la unele intenții de sabotaj al procesului. Autoritatea Aeronautică Civilă a revocat certificatul de operator aerian al companiei Air Moldova. Decizia a fost aprobată marți de către Comisia de Certificare a Autorității. Conform deciziei, Air Moldova nu întrunește cerințele minime pentru deținerea certificatului de operator aerian. Revocarea certificatului prevede că Air Moldova nu mai are statut de operator aerian, fiind privată de dreptul de a opera zboruri comerciale. Comisia de certificare întrunită în ședință a constatat că până în prezent operatorul aerian Air Moldova, aflat în proces de restructurare accelerată de mai bine de jumătate de an, nu a prezentat nicio dovadă care confirmă înlăturarea neconformităților în termenul stabilit, nu deține nicio aeronavă operațională și nu întrunește cerințele minime pentru deținerea unui certificat de operator aerian. Am încercat să obținem o reacție din partea Air Moldova referitoare la retragerea certificatului de operator aerian, însă până la difuzarea acestui material, reprezentanții companiei nu ne-au răspuns la apeluri și nici la mesaje. Între timp, tot marți, deputații partidului de guvernământ au propus în Parlament un proiect de lege care, potrivit lor, va ajuta cetățenii să-și recupereze banii achitați pentru zborurile care au fost anulate de către compania cu pricina. Acest proiect de lege care modifică legea insolvabilității va oferi statului o mai mare putere de protecție a cetățenilor în cazul în care ei cumpără servicii în domeniul aerian, iar compania
de la care au cumpărat nu le poate oferi acel produs final pentru care au luat banii. Pentru a ajuta oamenii să-și recupereze sumele bănești achitate pentru biletele nevalorificate, propunem în lege includerea creanțelor acestora într-un rang mai superior. Așadar, în momentul în care compania intră în insolvabilitate, pasagerii care au cumpărat bilete vor fi printre primii care li se vor întoarce banii. Dacă până acum această categorie, adică pasagerii, se clasau pe rangul 7, după prioritate la întoarcerea datoriilor, acum noi o plasăm printre primele. Potrivit datelor prezentate de deputații PAS în cadrul conferinței de presă, în prezent, compania Air Moldova trebuie să întoarcă banii pentru circa 75.000 de bilete procurate de către peste 28.000 de persoane, suma totală a datoriei fiind de circa 9 milioane de euro. Spitalul Raional Edineț beneficiază de azi încolo de o unitate radiologică mobilă, procurată cu suportul financiar al Ministerului Federal de Afaceri Externe al Germaniei, prin intermediul Organizației Internaționale pentru Migrație. La evenimentul solemn de predare a echipamentului medical au participat angajații spitalului, reprezentanți ai Organizației Internaționale pentru Migrație, dar și oficiali din cadrul Ministerului Sănătății. Am înțeles că, de fapt, calitatea și siguranța actului medical va crește enorm datorită echipamentului și suntem foarte bucuroși că Organizația Internațională a Migrației a răspuns solicitării Ministerului Sănătății și am putut să dotăm, pentru început, acum două instituții, dar sunt sigur că anume această direcție de procurări și dotări cu echipamente medicale necesare în sala de operații va continua și va fi o prioritate pentru Ministerul Sănătății în continuare. Healthcare is not only important for the refugees, but it's... Ajutorul acesta pentru sănătate este atât de important pentru cetățenii Republicii Moldova, dar și refugiații care sunt aici. Și noi înțelegem toate aceste provocări cu care se confruntă Republica Moldova și am hotărât să ajutăm nu numai refugiații, dar și populația din comunitate. Communities that we're hosting and receiving these refugees. Echipamentul reprezintă o donație a Ministerului Federal de Afaceri Externe al Germaniei în cadrul proiectului Asistență Umanitară și de Protecție a Persoanelor Vulnerabile din Ucraina și din țările învecinate afectate de conflict. Suma totală a donației este de 140.000 de euro și include două unități radiologice mobile care au fost livrate către spitalele raionale din Edineț și Cahul. Pe teritoriul grădiniței Creșe Romanița din sectorul Telecentru a fost inaugurat un nou bloc de studii care va permite deschiderea a trei grupe noi de copii. Potrivit primarului Capitalei, pentru realizarea proiectului din bugetul municipal s-au alocat 9,3 milioane de lei. Ion Ceban a remarcat că în ultimii ani pentru renovarea grădiniței Romanița, primăria Chișinău a investit aproape 14,5 milioane de lei. Astfel au fost renovate blocul alimentar, spălătoria, sala de muzică, toate blocurile sanitare, coridoarele, s-au renovat totodată 5 grupe, iar altele 3 au fost construite de la zero. După 52 de ani de activitate a grădiniței noastre, în sfârșit, astăzi avem o nouă etapă. Și anume o nouă filă în activitatea grădiniței. Ion Ceban a remarcat că datorită îmbunătățirii infrastructurii a fost posibilă angajarea tinerilor specialiști. Condiții mai bune fac ca și tinerii specialiști să fie mai implicați, să rămână acasă, să nu caute alte soluții, pentru că avem de educat o generație pentru ca acești copii ai noștri acasă la noi să fie fericiți, să fie educați în conformitate cu toate standardele necesare și noi vă asigurăm de partea noastră că în continuare o să muncim pentru reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii. Totodată, potrivit lui Ion Ceban, în ultimii ani autoritățile municipale au investit peste 12 miliarde de lei în dezvoltarea unor astfel de proiecte. Polițiștii au reușit în dimineața zilei de miercuri să-l rețină pe șoferul care acum două zile a lovit mortal un copil de 14 ani, după care a părăsit locul accidentului. Este vorba despre primarul localității Boldurești, fost angajat al forțelor de ordine. Bărbatul a încercat în toată această perioadă să inducă în eroare de nenumărate ori oamenii legii pentru a se eschiva de la răspundere.
Potrivit unui comunicat emis de poliție, la data de 19 februarie, în localitatea Buldurești din raionul Nisporeni, un copil de 14 ani a fost tamponat mortal de o mașină, iar șoferul a fugit de la fața locului, lăsând minorul acolo. Mai mult, în această perioadă, el a întreprins o serie de acțiuni menite să ascundă crima. În prima fază, acesta a montat plăcuța cu numărul de înmatriculare pe o mașină de marcă identică celei implicate în accident, o Dacia Duster de culoare albă. Mașina a fost anunțată în orientare, iar suspectul a deconectat telefonul și nu s-a prezentat nici la domiciliu și nici la locul de muncă. Aseară, în jurul orei 22:00, acesta a înscenat un accident rutier cu implicarea mașinii deteriorate pentru a ascunde urmele accidentului în care a fost tamponat copilul. La scurt timp, bărbatul a fost reținut. Este vorba despre primarul localității Buldurești din raionul Nisporeni, iar mașina implicată în accident era de serviciu. Poliția continuă investigațiile, inclusiv cele în care este vizat un cerc de suspecți care au ajutat bărbatul care a comis infracțiunea la eschivarea de la pedeapsă și l-au ajutat să pună în aplicare toate acțiunile menite să ducă în eroare oamenii legii. Pe caz a fost pornită o cauză penală care se află în gestiunea procurorilor din Chișinău. Iar acum urmează o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți aproape! Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri plafon la benzină și motorină valabile pentru joi 22 februarie. Astfel, litrul de benzină se scumpește cu 6 bani și va costa 25 de lei și 0,5 bani, iar motorina se va scumpi cu un bănuț, fiind comercializată cu un preț maxim de 23 lei și 0,7 bani per litru. Scandalul iscat în jurul preselecției naționale Eurovision continuă. Reprezentanții companiei de stat Teleradio Moldova au răspuns contestației depuse de interpreta Valeria Pașa, care nu a recunoscut rezultatul final. Mai exact, faptul că a fost desemnată învingătoare Natalia Barbu, deși Pașa susține că, reieșind din voturile oferite de public, decizia urma să fie alta. În urma procedurii de vot, interpreta Natalia Barbu a acumulat 12 puncte din partea juriului profesionist și 10 puncte din partea telespectatorilor. La rândul său, interpreta Valeria Pașa a obținut 10 puncte din partea juriului și 12 puncte din partea telespectatorilor. După stabilirea faptului că ambele artiste au acumulat același punctaj, comitetul de organizare a luat decizia într-o ședință extraordinară să desemneze învingător concurentul care a obținut cel mai mare punctaj din partea juriului profesionist. Totodată, comitetul organizatoric al preselecției mai subliniază că au existat bănuieli rezonabile de la bun început cu privire la televoting. Compania a verificat cu ajutorul experților săi și prin proceduri specifice validitatea numerelor de la care Valeria Pașa a primit voturi și a constatat că aproximativ 950 de voturi au venit de la numere de telefon care în prezent nu sunt valide. Mai mult, un anumit număr de voturi a venit din 48 de țări, printre care și state exotice, Aruba, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Indonezia sau Vietnam, probabil folosindu-se programul VPN. Reacția interpretei Valeria Pașa la răspunsul TRM nu s-a lăsat așteptată. Am primit răspuns la contestație. Ce să vă zic? Nimic nou. Au fost aceleși argumente care le-am auzit și în cadrul dezbaterilor, doar că de data asta în formă scrisă. Ieri ați primit mesaje precum ar fi de mulțumire din partea celor de la TRM, însă totuși mesajele au fost cu scopul de a verifica autenticitatea voturilor. Au anunțat că au depistat 950 de voturi nevalide care au fost transmise din Bangladesh, din toate colțurile lumii, ceea ce nu poate să fie adevărat pentru că se votează doar de pe numerele moldovenești. Apropo, cunoscută de-a mea a primit un mesaj de mulțumire tocmai din Zambia. Cum se face că TRM transmite mesaje din Zambia? Și încă o curiozitate, de ce au fost verificate doar voturile mele, dar nu și a altor participanți?
Valeria Pașa a mai anunțat că echipa sa în continuare va solicita sfaturile juriștilor pentru a hotărî cum să acționeze mai departe. Amintim că sâmbătă 17 februarie a avut loc etapa finală a selecției naționale Eurovision 2024. În urma audierilor live a celor 11 piese admise în finala competiției, Valeria Pașa cu piesa Anti-Princess a fost favorita publicului, acumulând 4.771 de voturi, urmată de Natalia Barbu cu piesa In the Middle, pentru care au votat 2.421 de spectatori. Reprezentanții Moldovei urmează să participe în prima semifinală a competiției Eurovision Song Contest 2024 la data de 7 mai pe Malmö Arena din Suedia. Fără ajutorul Statelor Unite ale Americii, forțele armate ale Ucrainei vor fi nevoite să aleagă ce orașe pot păstra sub control. Declarația aparține reprezentantului adjunct al Pentagonului, Sabrina Singh. În cadrul unui briefing de presă, Sabrina Singh a indicat în mod repetat că reprezentanții Congresului trebuie să aprobe urgent alocarea de fonduri către Ucraina, scrie Deutsche Welle. Pe data de 13 februarie, Senatul SUA a susținut un proiect de lege prin care se alocă peste 95 de miliarde de dolari ajutor Ucrainei, Israelului și Taiwanului. Ca parte a proiectului de lege, Kievul va primi peste 60 de miliarde de dolari. 70 dintre cei 100 de membri ai Camerei Superioare a Congresului au votat pentru document care a fost examinat aproape 4 luni. Președintele Camerei, Mike Johnson, a declarat că nu va aduce proiectul de lege la vot fără măsuri de consolidare a securității la granița de sud. Câteva zile mai târziu, comandantul șef al forțelor armate ucrainene, Alexandr Sârski, a anunțat retragerea trupelor de la Avdiivka. Ministrul de externe, Dmitri Kuleba, a spus că forțele armate ucrainene nu ar fi fost nevoite să părăsească orașul dacă armata ucraineană ar fi primit muniție din Statele Unite în timp util. Tribunalul Salehard a acceptat cererea Ludmilei Navalnaya împotriva Comitetului de Anchetă al Rusiei pentru acțiuni ilegale. Aceasta va fi analizată într-o ședință cu ușile închise pe data de 4 martie. Între timp, rețeaua de socializare X a publicat un mesaj în care a explicat că blocarea pe termen scurt a contului văduvei politicianului a fost cauzată de o eroare a algoritmilor. Soția opozantului rus decedat și-a creat luni un cont și a publicat un mesaj video în care promite că va continua munca soțului ei. Iar deja marți după amiază, multe mass media mondiale au observat că pagina devenise inaccesibilă. Jurnaliștii au sugerat că relatarea văduvei lui Navalnyi ar fi fost interzisă din umbră. Cu toate acestea, în decurs de o oră, compania X a restaurat pagina, explicând că mecanismul antimanipulare și de protecție împotriva spamului a semnalat în mod eronat faptul că Iulia Navalnaya ar fi încălcat regulile platformei. În nordul fâșiei Gaza este imposibil să ajungi, o spun reprezentanții Programului Alimentar Mondial al ONU, care menționează că organizația a suspendat livrările de ajutoare pentru că nu există condiții pentru distribuirea acestora în siguranță. Angajații organizației vorbesc despre jefuirea camioanelor cu mâncare și făină, dar și despre creșterea tensiunii și a violenței. Potrivit reprezentantului organizației, decizia a fost luată cu ușurință. Potrivit unui studiu UNICEF și VFP bazat pe cele mai recente date, în enclava palestiniană de nord, unul din 6 copii sub 2 ani suferă de malnutriție acută. Deci de fiecare dată când o familie este strămutată, devine și mai disperată, mai puțin rezistentă. Anume aceasta este cu adevărat important într-un moment în care suntem îngrijorați de amenințarea foametei în sector. Știm că nu putem ajunge la toată lumea acum, este imposibil să ajungi la nordul enclavei. În urma unor rapoarte conform cărora spitalul Nazer din Khan Yunis s-a încetat să mai funcționeze în urma unui raid israelian, Organizația Mondială a Sănătății a efectuat 2 misiuni de salvare. Pe fondul ostilităților în curs, 32 de pacienți în stare critică au fost evacuați din complexul medical. Printre ei se numără și copii. You can think about the worst situation ever. Vă puteți imagina cea mai rea situație din lume. Acum înmulțiți cu 10. Aceasta este cea mai dezastruoasă imagine pe care am văzut-o în viața mea. Ruine, întuneric, oameni bolnavi sunt peste tot.
OMS susține că va continua evacuarea. Mai mult de 130 de răniți și doar 15 medici mai rămân în unitatea medicală, transmite Euronews. Spitalul este fără curent, fără combustibil, fără medicamente de bază și cu o penurie de alimente. 10 de oameni au murit de când alimentarea cu oxigen a fost întreruptă după o pană de curent recentă. Statele Unite ale Americii au refuzat pentru a treia oară o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU, care cere o încetare imediată a focului umanitar în Gaza. Actul elaborat de țările arabe a primit sprijinul a 13 dintre cele 15 state membre ale Consiliului. Marea Britanie s-a abținut. Ambasadorul SUA la ONU, Linda Thomas Greenfield, a declarat că adoptarea rezoluției propuse de Algeria nu va atinge o pace durabilă și, de fapt, ar putea avea efectul opus. A numit de asemenea documentul o iluzie și a subliniat că Washington nu va sprijini o rezoluție care să pună în pericol negocierile delicate. În același timp, Statele Unite ale Americii și-au prezentat proiectul de rezoluție privind fâșia Gaza, în care solicită o încetare temporară a focului în Gaza cât mai curând posibil. Reprezentantul permanent al Israelului la ONU, Gilad Erdan, a spus la rândul său că încetarea focului va atinge un singur obiectiv, ar ajuta Hamas să supraviețuiască. Între timp, reprezentantul palestinian Riyad Mansour a subliniat că o încetare imediată a focului este singura modalitate de a salva viețile a 1,5 milioane de palestinieni din provincia Rafah. Anterior, Curtea Internațională de Justiție a anunțat o decizie cu privire la măsurile preventive în revendicarea Republicii Africa de Sud împotriva Israelului. Instanța de la Haga a ordonat Israelului să se abțină de la orice acțiuni care ar putea intra sub incidența Convenției ONU privind prevenirea și pedepsirea crimei de genocid. În plus, Curtea Internațională de Justiție a decis că Israelul trebuie să permită furnizarea de ajutor umanitar civililor din teritoriile palestiniene. Livrările record de produse petroliere din India către Europa sunt în scădere. Ruta ocolitoare din jurul Africii face ca exportul de motorină și combustibil pentru avioane provenit din petrolul rusesc către țările UE să fie neprofitabil, transmite agenția de știri americană Bloomberg. Rafinăriile indiene redirecționează combustibilul către Asia. Cu toate acestea, nu este clar de unde Europa va cumpăra produse petroliere în timpul unei crize prelungite în Marea Roșie. Bloomberg citează date ale furnizorului de analize energetice Vortexa, care scrie că în luna februarie față de ianuarie, livrările de motorină au scăzut cu 90% și au ajuns la 18.000 de barili pe zi. Potrivit Bloomberg, în prima jumătate a lunii februarie, doar un lot de motorină a ajuns în Europa. Este vorba despre Marea Britanie. În același timp, două petroliere se îndreaptă în prezent spre Rotterdam, acolo unde urmează să ajungă în portul olandez până la sfârșitul lunii februarie. Potrivit Daily, după reorientarea fluxurilor de petrol rusești din cauza sancțiunilor, India a devenit principalul furnizor de motorină pentru țările UE. Dacă în anul 2021 rafinăriile indiene au vândut companiilor europene puțin peste 2,5 milioane de tone de motorină, atunci în anul 2023 livrările au crescut de 5 ori. Potrivit Ministerului de Comerț și Industrie din India, veniturile companiilor din țara respectivă, vânzările de combustibil către Europa s-au dublat aproape de 4 ori. În același timp, dacă rafinăriile țării încetează să aprovizioneze Europa, nu este clar deocamdată unde vor găsi țările UE furnizori alternativi, scrie Bloomberg. Un alt exportator important de produse petroliere în Europa este Orientul Mijlociu, însă totul depinde de situația din Marea Roșie. Fermierii din Grecia au organizat un protest în fața clădirii Parlamentului țării de la Atena. Aceștia își exprimă nemulțumirea față de creșterea costurilor agricole față de concurența din cauza mărfurilor importate și se plâng totodată de impactul inundațiilor asupra culturilor. Agricultorii eleni, aidoma colegilor din alte țări europene, se opun politicii agricole a UE și cer sprijin guvernamental. Demonstranții fac trimitere la creșterea costurilor, la concurența acerbă din partea produselor importate și la pagubele cauzate de dezastrele naturale. Ne-am săturat, nu mai suportăm. Sectorul agricol trebuie sprijinit. Nu este logic faptul că guvernul să dea bani doar bogaților presei și să dea atât de mulți bani Ucrainei. Trebuie să facem ceva pentru fermieri. Nu mai putem rezista. Sectorul agricol este baza tuturor lucrurilor în societatea modernă, iar sprijinirea acestuia în vremurile dificile trebuie să fie o prioritate absolută pentru guverne, mai spun agricultorii.
Este foarte important să ajungem pentru prima dată la biroul primului ministru. Soluția asupra problemelor noastre este acum în mâinile șefului guvernului. Protestele ar putea fi folosite pentru a pune presiune asupra UE. Noua politică agricolă a UE este greșită. Fermierii au pierdut mulți bani. Sperăm să se aprobe soluții imediate, pe termen mediu și lung. Deja de câteva săptămâni, reprezentanții sindicatelor care reunesc muncitorii agricoli negociază cu prim-ministrul țării, Kyriakos Mitsotakis. Cu toate acestea, nu au fost anunțate măsuri de sprijin până acum. O nouă grevă a angajaților serviciilor la sol ai celei mai mari companii aeriene germane, Lufthansa. De data aceasta, acțiunea a durat o zi și a afectat aproximativ 100.000 de pasageri. Angajații care lucrează în domeniile logisticii, cel al transportului de mărfuri și al tehnologiei informației au intrat în grevă pe aeroporturile din Frankfurt pe Main, München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Bonn și Stuttgart. Cred că este normal, pentru că angajatorul nu va veni și va oferi mai mulți bani de bunăvoie. Trebuie să existe un fel de pârghie. Uneori oamenii sunt nevoiți să facă grevă, dar nu înțeleg de ce se face fără un anunț din timp și dacă ar trebui să aibă loc negocierile mâine, ar putea aștepta. Sindicatele cer o creștere cu 12,5% a salariilor personalului de la SUL, iar compania este pregătită să majoreze cu doar 10% într-un an. Să spunem că ultimii 2-3 ani au fost cel puțin extrem de provocatori, chiar și pentru personalul de la SOL, și s-a făcut relativ puțin din partea angajatorului și la un moment dat s-a luat decizia. Destul, ofertele nu sunt suficiente pentru majoritatea oamenilor. Solidaritatea se demonstrează prin faptul că s-au alăturat acțiunii. Vom rămâne pe poziția noastră. La începutul lunii februarie, o grevă a angajaților Lufthansa a paralizat activitatea aeroporturilor din Frankfurt și München. Atunci, aproximativ 900 de zboruri au fost anulate. Continuă protestele în masă ale profesorilor în Coreea de Sud. Dascălii cer guvernului să-și îmbunătățească statutul și să îi protejeze de agresiunea din partea elevilor și a părinților. În Seul, profesorii au blocat una dintre străzile principale ale orașului. Colegii au fost susținuți de aproximativ 7.000 de oameni din toată țara. Protestatarii purtau haine negre. În acest fel, ei au adus un omagiu colegilor lor, care s-au sinucis. Motivul declanșării protestelor a fost sinuciderea unei profesoare dintr-o școală primară. În luna iulie anul trecut, un elev l-a rănit pe altul în timpul unui conflict. Atunci, profesoara l-a pedepsit pe cel vinovat, dar după aceea s-a confruntat cu presiuni din partea părinților acestuia. După moartea profesorului vara trecută, mai mulți dascăli s-au sinucis. Cerem guvernului să recunoască moartea profesorilor ca fiind un accident la locul de muncă și să plătească despăgubiri, chiar dacă nu a existat violență fizică. Dacă un copil sau un părinte a simțit violență, ei au voie să scrie deja o declarație la poliție. În acest sens, numărul declarațiilor fără temei a crescut considerabil. Cerem modificări ale legii. După tragedia de la Seul, guvernul a adoptat o lege care interzice concedierea imediată a profesorilor după ce părinții raportează abuzul asupra copiilor lor. În astfel de cazuri va fi efectuată o investigație amănunțită, iar cadrele didactice vor avea la dispoziție resurse financiare pentru a-și proteja drepturile în instanță. În plus, profesorilor li s-a permis să expulzeze elevii din sala de clasă care interferează cu lecția. Dar, potrivit protestatarilor, măsurile luate nu sunt suficiente. Nu m-am confruntat cu presiunea părinților, dar această problemă i-a afectat pe colegii mei. Apelurile de la mame și tați indignați nu se opresc nici după ora 12 noaptea. Din cauza stresului care rezultă, profesorii sunt nevoiți să se supună unui tratament. Există cei care nu suportă și renunță la locul de muncă. Potrivit experților, această problemă a apărut din cauza natalității scăzute în țară. Multe familii coreene au acum doar un singur copil. Adesea, tații și mamele îi supraprotejează. Sondajele demonstrează că mai mult de jumătate dintre cadrele didactice din școala primară vor să renunțe la job înainte de a împlini vârsta de pensionare. Ei invocă presiunea părinților școlarilor ca fiind unul dintre principalele motive. Potrivit protestatarilor, dacă cererile lor nu vor fi îndeplinite, guvernul se va confrunta cu o nouă problemă, lipsa de profesori în țară.
În provincia de vest a Chinei, Xinjiang, se înregistrează anomalii climatice. Acolo, temperatura aerului a scăzut de la 1 grad Celsius la minus 52 sub zero, motiv pentru care păsările au început să înghețe de vii în rezervoarele de apă. Această temperatură este un record pentru ultimii 64 de ani de observații, relatează Reuters. Potrivit Ministerului Transporturilor din Republica Populară Chineză, 43 de tronsoane de drumuri au fost deja blocate în provinciile din Mongolia Interioară și Xinjiang. Serviciul Național de Meteorologie a avertizat că înghețurile severe în țară vor dura până pe data de 22 februarie. În plus, curentele de frig pot lovi nord-estul Chinei, provincia centrală Hubei și Hunan în regiunea de sud. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Nu uitați să ne urmăriți în continuare. În grila postului nostru de televiziune se regăsesc buletine informative, seriale, filme, emisiuni de divertisment și talk show-uri politice. Eu sunt Veronica Leșco și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o noapte liniștită!